Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou webinar organizat de către Admiral Markets. Miercuri 13 septembrie 2017, sunt Pavel Bistricianu și voi fi gazda webinarului matinal de astăzi. Înainte să începem, mi-ar fi de foarte mare ajutor o scurtă confirmare din partea dumneavoastră că sunetul este în regulă și că ecranul de prezentare este vizibil tuturor participanților. Prin urmare, de îndată ce primesc confirmarea din partea dumneavoastră, putem să începem. În regulă. Vă mulțumesc, ca de obicei, pentru promptitudine. Asta ne ajută să fim mai confidenți în ceea ce facem și să trecem mai departe. Și webinarul de astăzi, ca toate celelalte, are un caracter informativ și nu este organizat cu scopul de a oferi sfaturi sau recomandări de tranzacționare. Dimpotrivă, sunt păreri personale pe care noi ni le exprimăm în cadrul acestor sesiuni, prin urmare nu pot fi considerate și nu trebuie considerate păreri oficiale din partea Admiral Markets. Bineînțeles că tranzacționarea instrumentelor Forex și a contractelor pentru diferență implică riscuri adiționale, prin urmare vă rugăm să vă asigurați că le înțelegeți și tranzacționați în consecință. Începem webinarul de astăzi de la jumătatea acestei săptămâni. Finalul săptămânii trecute, în care am avut parte de o schimbare de planuri, să spunem așa, din punct de vedere geopolitic, acea amânare sau acea anulare a unui nou test nuclear din partea Coreei de Nord, aș putea să spun că a schimbat într-un mod destul de rapid, brusc și oarecum neașteptat, aș putea să cataloghez imaginea de ansamblu a pieței. La începutul acestei săptămâni, în comparație cu săptămâna trecută, am avut o parte de o schimbare de aversiune la risc din partea investitorilor. Ce înseamnă acest lucru? Că, deși suntem, aș spune eu, departe de a putea spune că, din punct de vedere geopolitic, avem de-a face cu o situație stabilă, investitorii par să-și fi luat puțin atenția de la partea aceasta, de la stresul acesta pe care îl reprezenta partea sau factorul geopolitic asupra piețelor și să nu mai fie atât de concentrați asupra activelor risk-off, adică aur, yen și toate activele mai sigure, catalogate ca fiind mai sigure, și să caute oportunități în alte active investiționale, bineînțeles cu randamente ceva mai ridicate. Și acesta este motivul pentru care în acest început de săptămână am remarcat o piață puțin mai, dacă vreți, mai lejeră, mai lipsită de stres și ca atare am văzut o apreciere a activelor cu un randament mai ridicat și aici, bineînțeles, implicit am avut parte de o depreciere a yenului japonez, o scădere în cotația aurului, iar activele care au reacționat cel mai bine au fost crosurile pe yen și implicit dolarul american. Spun implicit, am avut parte de o apreciere a dolarului american pentru că, din punct de vedere fundamental, dolarul nu și-a schimbat statutul, adică nu am avut motive pentru a crede că dolarul s-a întărit. Bineînțeles, au fost niște mișcări, precum aceasta de pe USD/JPY în japonez, graficul pe care îl revedeți și noastră, dar aș spune eu că aceasta este imaginea concretă a unui contrast destul de puternic între activele risk-off, risk-on și am avut două sesiuni, respectiv luni și marți, luni și ieri, de apreciere a dolarului în raport cu yenul. Am pus accent pe crosurile cu yenul pentru că nu numai dolar yen a avut performanțe destul de bune, care este și cea mai lichidă pereche care are componență dolarul yenul japonez, îmi cer scuze, dar și perechi precum GBP yen. Am observat că au făcut breakout-ul și au avut evoluții de-a dreptul remarcabile. Vorbim despre câteva sute de pipi,
după acest breakout la nivelul neckline-ului unui pattern bullish inverted head and shoulders, am avut și un breakout semnificativ pe un setup ceva mai vechi pe care l-am discutat în destul de multe dimineți aici la jurnalele de tranzacționare CAD/IEN japonez. Aici contextul fundamental s-a aliniat destul de bine în momentul de față cu cel tehnic și am avut un breakout la nivelul 89, care pe termen lung, bineînțeles, ar putea să își seteze o țintă undeva spre zona 100, poate chiar și mai sus. Bineînțeles că aici putem să adăugăm evoluția NZD-ului în raport cu yenul, putem adăuga și celelalte cross-uri cu yenul, dar nu vom dezvolta foarte mult. Am spus acest lucru doar pentru a scoate în evidență faptul că piețele sunt puțin mai relaxate în comparație cu luna trecută. Aș putea să spun că investitorii au luat așa o gură de oxigen și au început să fie mai puțin precauți și să se orienteze către active cu randamente ceva mai ridicate. Bineînțeles că dacă vorbim despre active cu randamente ridicate și un apetit mai ridicat vis-a-vis de risc al investitorilor, trebuie să punctăm neapărat evoluția indicilor bursieri, care fac parte din această categorie de active și vedem că avem noi maxime istorice. S&P 500 se apropie de pragul de 2500 de puncte. Dow Jones, de asemenea, cochetează cu maximul precedent spre zona 22.100. DAX-ul, de asemenea, după această stabilizare peste media mobilă, această evadare din canalul corectiv, observăm că a avut ziua de luni, care a fost una destul de pozitivă, respectiv ziua de ieri, de asemenea pe plus, și cel mai probabil o stabilizare peste zona 12.500 în cursul zilei de astăzi, respectiv în cadrul sesiunii săptămânale, în cadrul acestei sesiuni săptămânale, ar putea crea premizele perfecte sau să acumuleze destul de mult interes, astfel încât poate să revedem o testare a maximului precedent, respectiv zona 12.950 și chiar poate peste. Însă această evoluție ar putea să fie una pe termen ceva mai lung. Ne reîntoarcem, am discutat puțin mai devreme despre GBP/IEN, care a avut performanțe, aș spune eu, a fost activul cu cele mai bune performanțe în acest început de săptămână. Trecem la liră, care a fost vedeta zilei de ieri, am putea să spunem așa, după publicarea raportului de inflație. Săptămâna continuă să fie una destul de importantă pentru lira sterlină, inclusiv astăzi, când avem date care urmează să fie publicate din sectorul muncii și, desigur, în cursul zilei de mâine, ședința de politică monetară pe care o vom dezvolta puțin mai târziu. Spuneam despre GBP/USD în cursul webinarului de luni sau pe parcursul webinarului de luni că, așa cum arată din punct de vedere tehnic graficul, acest higher low ar putea să aibă ca urmare un higher high, adică un maxim ascendent, ceea ce s-a și întâmplat. Prețul practic cochetează cu zona 1.33, chiar s-a stabilizat în deschiderea sesiunii de astăzi peste 1.33, ceea ce lasă oarecum deschisă posibilitatea extinderii acestei aprecieri a lirei în raport cu dolarul american peste nivelul 1.33, respectiv să tindă poate spre 1.3450, care ar coincide cu nivelul corectiv 50% Fibonacci pe swingul precedent descendent, adică pe mișcarea determinată de Brexit și ulterior de evenimentul din 7 octombrie 2016, acel flash crash. Partea aceasta pozitivă a lirei sau această creștere, apreciere a lirei sterline, bineînțeles că până în momentul de față are strict un caracter speculativ, aș putea să spun. Datele cu privire la inflație au fost extrem de bune,
adică raportul anual de inflație a arătat o creștere de 0,3% peste așteptări de la 2,6 la 2,9, ceea ce a întărit oarecum speculațiile cu privire la o posibilă acțiune din partea Băncii Angliei la următoarele ședințe de politică monetară. Astăzi piața muncii de asemenea sunt date destul de importante la 11 și jumătate, dar cred că toate privirile vor fi ațintite asupra lirei în cursul zilei de mâine și la remarcile lui Mark Carney, guvernatorul Băncii Angliei, care ar putea să confirme aceste speculații sau să le infirme. Vom vedea câteva scenarii în cele ce urmează, puțin în a doua parte a acestei sesiuni de astăzi. În cele din urmă ajungem și la euro-dolar, probabil cel mai așteptat instrument spre a fi dezbătut în cadrul acestor sesiuni. Observăm o evoluție ușor corectivă la nivelul acestei săptămâni pentru euro-dolar. Am avut ziua de luni care a fost, aș spune eu, puternic descendentă după o zi de vineri în care prețul a făcut un shooting star sau a format un shooting star care este un puternic semnal de vânzare împreună cu aceste divergențe cu oscilatorii. Ceea ce este curios sau ceea ce este de remarcat în ceea ce privește evoluția euro-dolarului, am putea să spunem că zona 1.20.50, 1.21, adică zona liniei roșii pe care o vedeți pe graficul meu în acest moment, este o puternică zonă de confluență. În momentul de față, perspectivele din punct de vedere tehnic rămân neutre, dar și din punct de vedere fundamental aș putea să spun că rămân neutre pentru euro-dolar, pentru că, așa cum spuneam, zona aceasta este o puternică zonă de rezistență. Cu toate acestea, nu avem nici factorul fundamental care să ne convingă asupra faptului că euro are puterea și are capacitatea să spargă acest nivel prin perspectivele pozitive, să spun așa, pe care le-a lăsat Draghi la ședința de politică monetară de săptămâna trecută. Pe de altă parte, sunt evenimente politice importante, așa cum spuneam, alegerile din Germania în această lună. Consider că nivelul acesta 1.20.50, 1.21, această zonă de rezistență, respectiv precedent, suport, va fi un test suprem în evoluția euro-dolarului. Pe de altă parte, aș considera că o poziționare short la acest nivel ar fi oarecum puțin prematură, în condițiile în care pentru dolarul american de ieri într-o săptămână va urma ședința FOMC, adică ședința de politică monetară a Federal Reserve, la care așteptările sunt aproape de 100% ca Fedul să păstreze rata dobânzii la 1,25%, adică sunt foarte mici șanse ca Fedul să umble la dobândă în această lună. De asemenea, și noiembrie este foarte mare probabilitatea ca Fedul să nu facă nimic, conform Fed Fund Futures, abia în decembrie, la ședința din decembrie, așa cum vedeți pe grafic, există șanse de doar 41% în acest moment să vedem o nouă ridicare cu 0,25% a dobânzii de referință din partea Federal Reserve. Adică și din punct de vedere al politicii monetare e puțin probabil să vedem o schimbare, cel puțin așa cum sunt așteptările în momentul de față, dar niciodată să nu spunem niciodată, e puțin probabil să avem o surpriză care să determine o apreciere a dolarului și o respingere clară a acestui nivel. Prin urmare, aș cataloga așteptările sau perspectivele pentru euro-dolar pe termen scurt ca fiind neutre, cel puțin până când fundamentele vor aduce mai multă convingere în piață sau mai multă convingere pentru investitori. Până la ședința FOMC însă, avem câteva date destul de importante care ar putea să stimuleze pe termen scurt sentimentul speculativ vis-a-vis de dolar. Astăzi avem raportul de inflație la producători la ora 3 și jumătate, PPI-ul, și bineînțeles vineri avem inflația la
consumatori, adică CPI-ul, raportul de inflație, care, așa cum a specificat și Janet Yellen, respectiv oficialii Fed, reprezintă punctul maxim de interes în luarea deciziilor. Dacă CPI-ul va avea o tendință pozitivă, adică în creștere, o stabilizare a inflației ar putea să pună puțin presiune pe Fed să grăbească lucrurile și poate să crească puțin așteptările pentru miercurea aceasta, de la aproape 0% să existe totuși, cel puțin din punct de vedere matematic, șanse ca Fedul să facă ceva la ședința de săptămâna viitoare. Repet, puțin probabil ar trebui să vedem o creștere spectaculoasă a inflației și totuși nu s-ar considera ca fiind ceva stabil. Cam aceste aspecte sunt de menționat în ceea ce privește evoluția dolarului, așadar perspectivele rămân ușor neutre pentru următoarea perioadă. Și decât, ca și o mică paranteză și cu asta închei, decât să ne poziționăm prea devreme sau să încercăm să anticipăm direcția pieței, mai bine plătim cu ghilimelele de rigoare puțin răbdarea de care trebuie să dăm dovadă și să nu intrăm prea repede în piață. Moment în care, dacă am face o alegere greșită, am putea să plătim atât costul material cât și moral al unei tranzacții plasate în mod nejustificat, să spunem așa. Ne reîntoarcem la calendarul economic, cum spuneam. În cursul zilei de astăzi sunt știri din piața muncii pe lira sterlină și consider că lira, respectiv dolarul, vor fi în centrul atenției investitorilor. Perspectivele deocamdată rămân pozitive pentru lira sterlină. Spuneam că GBP/USD flirtează cu nivelul 1,33 în contextul unui raport de inflație publicat ieri, mult peste așteptări, ceea ce este pozitiv. Și asta întărește oarecum ideea că Banca Angliei ar putea să acționeze pe viitor la următoarele ședințe de politică monetară. Din punct de vedere fundamental, însă lucrurile nu stau chiar atât de bine pentru lira sterlină. De ce? Pentru că mai există un aspect foarte, foarte important și anume aspectul sau factorul Brexit. Pe lângă datele pozitive și sentimentul speculativ de pe liră care au favorizat ca și cumul de factor evoluția ascendentă a lirei, există și partea de negocieri cu privire la factura, așa numita factură de Brexit pe care Marea Britanie ar trebui să o plătească în cazul în care vor decide să nu facă parte din piața unică europeană. Și atunci, bineînțeles că pe plan intern există o serie de dezbateri, există o serie de aprobări care parțial au venit din partea Camerei Comunelor. Au fost aprobate sau au fost aprobați termenii acestei facturi, însă luna viitoare toți acești termeni sau toate aceste aspecte vor fi dezbătute în detaliu în Parlament și atunci lucrurile ar putea să stea puțin astfel. Prin urmare, dacă ne gândim la lira sterlină, perspectivele pozitive aș putea să spun că rămân doar pe termen scurt pozitive, întrucât există acest factor de risc, un posibil eșec, am putea să spunem. În ceea ce privește trecerea și de Parlament a acestei facturi ar putea să pună presiune pe lira sterlină în viitor, prin urmare ar trebui să rămânem destul de precauți pe termen scurt cu privire la evoluția monedei britanice. Personal, pentru ședința de politică monetară de mâine, sunt puțin în dubiu că Mark Carney, cel puțin din atitudinea pe care a manifestat-o la toate ședințele de politică monetară și la toate discursurile pe care acesta le-a susținut în ultima perioadă legat de politica monetară, sunt sceptic că un raport de inflație sau acest tic ascendent în ceea ce privește inflația va fi suficient pentru ca Mark Carney să vină mâine sau Comitetul de Politică Monetară, mai concret spus, să vină mâine cu o surpriză și să vedem o creștere de dobândă în ceea ce privește o creștere de dobândă din partea Băncii Angliei, așa cum spuneam. Prin urmare, cred că acest
elan al lirei ar putea ușor, ușor să regăsească un nivel de rezistență, aș spune eu, cel mult în 1,34, după care este posibil să vedem și o ușoară corecție. Cam asta este imaginea de ansamblu în cursul zilei de astăzi în piețe. Observ din partea noastră câteva sugestii și anume pe DAX 30. Spuneam puțin așa fugitiv despre indicii bursieri că această relaxare, dacă vreți, pe care investitorii o simt în urma amânării testului nuclear, a dat oarecum aripi indicilor bursieri și implicit DAX-ului, odată cu indicii bursieri americani. Prin urmare, spuneam pentru DAX că o consolidare peste 12.500 de puncte în cursul zilei de astăzi ar putea să creeze premizele unei noi aprecieri spre zona de 13.000 de puncte, respectiv 12.950, dacă ar fi să luăm efectiv maximul precedent. Ceea ce, din punct de vedere tehnic, pare destul de plauzibil. Evoluția DAX-ului, însă, pe termen lung, este strâns sau ar trebui foarte bine corelată cu evenimentul politic care se apropie. Pe data de 24 septembrie, alegeri în Germania, cu siguranță vor exista sondaje de opinie, vor exista aspecte care vor fi scoase la iveală în media. Bineînțeles că orice campanie electorală este corelată cu dispute interne, cu diferite aspecte care ar putea să influențeze atât DAX-ul, dar poate și moneda unică europeană. Prin urmare, potențialul de apreciere al DAX-ului, aș putea să spun că este strâns legat de partea fundamentală în cele ce urmează. Partea economică o știm deja, am putea să spunem că este oarecum stabilă și euro are perspective stabile implicit, ceea ce oarecum ar păstra DAX-ul și indicii bursieri europeni pe un trend ascendent, însă acest eveniment politic are capacitatea și este genul de eveniment politic care poate schimba oricând imaginea din piață. Prin urmare, DAX pe termen scurt rămânem oarecum perspective pozitive, cu mențiunea că evenimentele politice pot oricând schimba imaginea de ansamblu. Aur, tot la sugestia dumneavoastră, merge pe aur. Am spus puțin că aurul a fost printre activele care nu au performat foarte bine în acest început de săptămână și știm motivul, faptul că investitorii și-au retras plasamentele odată cu calmarea tensiunilor din Coreea și din Asia la modul general și s-au orientat către active cu randament mai ridicat. Atât aurul cât și argintul au fost printre activele care au pierdut destul de mult din câștigurile acumulate în sesiunea săptămânală precedentă. Cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru participare, în speranța că am acoperit toate aspectele pe care dumneavoastră vă așteptați să le vedeți în această dimineață, în speranța că a fost un webinar în care am reușit să punctăm câteva lucruri esențiale pe termen scurt. Să ne reauzim cu bine la webinarul de vineri. Nu uitați încă o dată de evenimentele noastre. Evenimente premium dedicate traderilor Admiral Markets. Pe 21 septembrie, începând cu ora 18, webinar live cu Jack Swagger pe tema psihologiei tradingului. Pe data de 28 septembrie, începând cu ora 18, webinar live cu Steve Nissen. Aș putea să spun evenimentele asupra cărora traderii Admiral Markets își concentrează atenția în acest moment. Bineînțeles că această serie de webinarii nu poate fi lipsită de o sesiune live de întrebări și răspunsuri cu Nenad Kerkez, care va avea loc pe 29 septembrie. Toate aceste webinarii vor fi subtitrate pentru cei dintre dumneavoastră care doresc totuși să le studieze în amănunt și doresc să obțină maximum de informații. Le vom subtitra și le vom avea disponibile pentru traderii Admiral Markets care dețin un cont real. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu ați făcut încă acest pas,
Poate aceste evenimente ar putea să vă determine să luați o decizie în acest sens, dacă aveți nevoie de suport sau dacă aveți întrebări. Vă așteptăm oricând cu un e-mail la info@admiralmarkets.ro sau să luați legătura cu noi la numerele de telefon de pe site-ul nostru. Acestea fiind spuse, vă doresc o a doua parte a acestei săptămâni cât mai productive și vă așteptăm la webinarul de vineri cu noi date, cu noi setup-uri și noi perspective pentru săptămâna viitoare. O zi bună, la revedere!